lucrurile mai facile decât poate aștepta? Da, a fost obținută pe un joc bun. Am controlat, cred că de la un capăt la celălalt joc. Am avut câteva momente când m-am gândit din nou la cea nefastă istorie cu Brașov în momentul în care a primit gol. Însă am dovedit că suntem o echipă matură și că nu s-a mai întâmplat ce s-a întâmplat atât acum o lună. Mulți deja se găbesc să spună că Pandurii este ceva mai puternic decât Arta Cosmo. E de vreme, indiferent de ce se întâmplă astăzi, e de vreme sau nu putem spune nici de celelalte competitoare care au pierdut în prima etapă. Războiul abia e de la început, e lung. Noi însă trebuie să reglăm totul repede, din mers. Deja trebuie să ne gândim la adversarul de joi. Urmă, o să revenim în campionat, să sperăm că ne vom califica, pentru că sunt foarte utile aceste meciuri și în Europa, sau cel puțin acest meci în Europa a fost foarte util, că am mai reușit să mai avem un joc împreună. Astăzi s-a reușit să concretizați ocaziile de joc. Dintre ele? Da. Da, am mai concretizat. Este important să înscrii de câte ori ai situație clară, pentru că așa arăți ca o echipă puternică, să încerci ca procentajul să fie cât mai bun de realizări. Să zicem că a intervenit și o relaxare, nu cred, pentru că am revăzut azi dimineață jocul din retur cu ultima, din a câte etapă, penultima etapă pe teren propriu și am văzut că în minutul 88 aveam cele 3 puncte, așa că am fost foarte atent și hotărât de la început și am reușit să ne desprindem totuși confortabil. V-ați reglat tirul pentru meciul cu Revalia? Aș zice că am făcut o repetiție, reglăm tirul, dacă înscriam mult mai multe goluri de reglăm tirul, sper să fi lăsat și pentru meciul de joi. Capitolul Steaua joacă... să se teamă de Pandurii în această ediție de campionat? Steaua, ar trebui să teamă, atenție, Steaua, venim și noi? De ce Steaua? E cea mai bună. Se teamă și Steaua dacă e cea mai bună. Nu se știe, nu? Este la început. Sunt 5-6, eu am zis, un grup de 7 echipe care se bat pentru pozițiile europene. Depinde și Steaua dacă va mai avea același parcurs de anul trecut. Să vedem. Să vedem un câștig la relațiile de joc? Ce am văzut aseară? Astăzi? Păi este greu să vorbim de câștig la relațiile de joc, însă au venit grupul de jucători, practic Nicoară, chiar dacă a jucat astăzi și n-a făcut pregătirea cu noi, revine după o lună, având un retur foarte bun, au venit doi jucători de la aceeași echipă, care, totuși, cu care am mai lucrat și care înțeleg ce doresc de la ei. Am păstrat, să zic, chiar și Buleică și Brata, au revenit la echipa mamă, Parascheva a fost cu noi tot returul. Lucrurile astea se văd, pentru că altfel era foarte greu, pentru că noi avem 7 jucători sau 6 jucători noi în echipă. Și nu se prea vede lucrul ăsta, pentru că nu sunt chiar așa de noi. Repriza a doua a fost vorba și de instinctul de autoconservare? Eu știu. Eu aș fi vrut să ne desprindem mai consistent pe tabela de marcaj, dar probabil. Poți să intri în second, îi oprește pe jucător de a face efort foarte mare. Eu cred că acel 3-0 este... 2-0 se zice că e un scor periculos, 3-0 e mai relaxat. Iar golul, păcat, că suna mai frumos 3-0. Da, nu vreau să fiu rău, însă Brașov a avut puține situații față de alte jocuri. De 11 a jucat destul de dezinvolt, chiar dezinvolt. Rezervele au intrat cu oarecare... O să le vină și lor, o să le vină și lor timpul să joace, pentru că dacă reușim să mergem mai departe, vom avea deplasare la Ploiești, pe urmă deplasare la Cluj, în cupă, pe urmă iarăși acasă, iarăși deplasare, vor fi multe meciuri și abia atunci
vom simți cât de puternic este lotul, pentru că vor apărea schimbări în primul 11. Însă este bine că urmează acea pauză pentru echipa națională. Ați surprins cu Lazar în poartă. Acesta este sistemul de rotație fiecare. Eu v-am zis de la conferința de presă că o să vedeți și o schimbare și acolo. El a încheiat campionatul, merita să-i se dea o șansă. A fructificat. Este un portar tânăr și foarte talentat. Cam cât la sută din potențialul echipei n-a fost arătat în seara asta? Că vorbesc despre lipsa unui omogenitate. Tocmai că n-am zis că se vede lipsă de omogenitate. Din contră, mie mi s-a părut pe alocuri chiar că echipa a jucat foarte, foarte strâns, foarte bine, au schimbat foarte bine direcția de atac. Am surprins cu un volant, să zic, odată pe stânga, până când a intrat Uleică pe dreapta și am avut foarte multe schimbări de direcție, ceea ce n-ar zice că ar fi o lipsă de omogenitate. Dar nu vreau să vorbim de la primul joc. O să vorbim după pauza de 6 etape, când se va termina și un ciclu de jocuri în Europa. Sper să fie cât mai mult. Ați început deja să studiați următorul adversar din Europa League? Păi l-am studiat și din partida tur, pentru că am avut... Nu, următorul. A. Posibilul. Am meciul jucat în deplasare în sistem pe care îl folosim noi de monitorizare în Instat Football și îl am în program, dar încă nu m-am uitat. O să mă uit în momentul în care suntem siguri că trebuie să ne uităm. E un adversar accesibil totuși? Păi nu pot să vorbesc. Vorbim de Tel Aviv după petrolul, dacă este să vorbim. Este foarte important să ne delimităm campionatul de cupă. Am trecut cu gaz metan prin așa ceva și am avut evoluții foarte oscilante în campionat. De asta este foarte bine să reușim să-i scoatem pe jucători din Europa, să-i aducem în țară și pe urmă să-i introducem înapoi în Europa. Asta ne revine nouă între noi. Vis-a-vis de trage, las-o cum ți se pare. Se putea mai... Bine, dacă noi uităm la nume, se putea și mai rău dacă e să o luăm așa, dar nu. Asta e tragere la soț. Eu mă feresc de asta, nici n-am avut telefonul deschis, pentru că nu știu să vorbesc așa, să este adversarul. Dacă o să jucăm cu ei, atunci putem vorbi despre asta. Și mai ales ar fi bine să vorbim după joc, ca să avem despre ce să vorbim. Așteptați o asistență mai, să spunem, mai mare pentru meciul de joi? Da. A fost frumos și astăzi, dar știu și cred că publicul din Târgu Jiu este și mai cald decât atât. Iar au venit la stadion, au văzut goluri, e important, au văzut un meci frumos, în primul rând, o echipă gazdă care și-a dominat adversarul, a creat presiune, a avut faze fixe, a avut chiar și ratările fac parte din frumusețea jocului. Cel puțin, la prima vedere, Revadia ar fi mult mai slabă decât Brașov. Nu ne putem permite să facem afirmații de genul acesta. Statistic, da, se pare că la primul meci ei n-au avut șut pe poartă. Brașov au avut și o ocazie mare înainte de gol. Câte goluri așteptați la maturile vicii? Să mai mult? Câte poate da el. Mai vreți un atacant după ce ați văzut la el în seara asta? Da, îmi doresc un atacant. Îmi doresc tot timpul un atacant să-mi scrie. Astăzi l-am avut pe Matulevicius. Da. S-ar putea joi să nu-l avem și atunci mi-aș dori un atacant. Să vedem. Ministrul vrea mult să... Să și reușească. Da. E mai bine să-și intre mai târziu. Să-și intre în picior și pe urmă mai vorbim. Deocamdată pierde pariurile cu mine. Asta e. Care credeți că e cel mai mare câștigat pe Eric în primul rând? Echipa Pandurii Târgu Jiu. Ce pariu ați făcut? Ce pariu ați făcut pe Instagram? Să vi-l zică ea, dacă nu rămâne întrebat. La revedere!